Băi, Alex, a apreciat foarte mult lumea că ai plecat cu camera pe un club, a fost ceva, a fost că n-au mai văzut așa, ai venit speciale de la Avatar cu acea frate. M-am gândit că să fac, m-am gândit că la, mi-a plăcut și mie chestia aia și m-am gândit să fac intro cu ceva, cu, cu plecând din club, dar cu imaginea cu clubul. Nu poți să faci de acasă. Exact. Ce? Să te filmezi pe tot drumul despre acasă și să intri în club. Și să faci genericul ăla, timelapse. Da, timelapse, cum vii cu mașina de acasă, intri. A, tu vorbești serios? Da, de aș face o glumă. De ce nu? Mi se pare așa. Bine, ia mă, mai fă o dată, că n-am auzit de mult cum faci tu aia cu jingle-ul ăla al nostru de la început. Ce jingle? Și suntem live. Jingle-ul ăla a fost compus de cineva sau l-am cumpărat? Eu, e, l-a găsit Costel pe laptop. L-ai găsit tu? Da. Știi că odată, acum cred că mulți ani, nu mai știu, 15 ani, un prieten și-a cumpărat un Mac furat din Spania și era furat de la un studio de fotografie și a venit cu vreo 40 ceva de giga de poze ale oamenilor, oameni, poze scanate și făcute și astea, băi frate, și ăsta era un tip aparte, deci era un om special, ca să nu zic dubios. Ăsta cine? Tipul despre care vorbim, care a luat laptop. Așa. Prietenul al meu de liceu. Da. Nu laptop, era un de la un Mac. Da, Mac, dar un G4 sau nu știu, era da, desktop așa. El fiind un om aparte, a stat și s-a uitat la toate. Jur, a stat câteva zile și a dat next așa și s-a uitat la toate poze, s-a uitat la câteva mii de poze. Și da. A făcut asta, s-a uitat asta. Au venit cu calculatorul. Da. Și am găsit o vârstă la care da, să faci asta. Deci după a bine, îți dai seama că avea 20 de ani sau ceva. Da. Și știi cum e vârsta la care ești nemuritor, pe că, la vârsta aia căcat, n-ai timp poți de pierdut. Poți să mă uit la 40 de giga de poze și ce am pierdut. E o secundă din viața mea. Da. Eu am un prieten care a citit Dex-ul. A citit Dex-ul? Serios? Și la sfârșit a zis că nu prea a plăcut acțiunea. A zis, bă, nu prea se lega acțiunea, da, că da, săreau de la literă la literă. Mău foarte șmecher. Mău mi-a plăcut, deci la mă am citit, cred că mău toată o noapte întreagă. N-am putut să-l las. N-am putut să-l las mău. Păi la nă a luat-o așa în jos. Da, mă. La X foarte rapid am trecut, că-s puține cuvinte. Da. Hai să scoatem treburile administrative din cale, că m-am prins că la ultimele episoade am tot zis de show-uri și de asta la sfârșit și e cam dubios că ne lungim la sfârșit în loc să ne lungim la început. Da. Și poate și opresc oamenii și așa că hai să zicem acum. Bun, hai să vedem ce e foarte important de zis. Eu am 27, să zicem de show-uri, 27 februarie Timișoara, după care am și Arad. Și Reșița, deci 28 da. Arat, 29 Reșița, la Flex și la Ozon, în da. Arat și Reșița. Și mai zici și tu datele noi tale, avem că tu pe 26 la Bistrița, la cinema. Avem marți acum la Galați. Ah, marți acum mâine, la Galați. Mâine la Galați, pe 14. La Galați, la Galați. La Casa de Cultură avem Comedianți pe Drumuri, show-ul inedit cu bucăți din Comedianți pe Drumuri. După care avem pe 26 la Bistrița, pe 27 la Cluj. Ambele la casă, nu, cinematograful Dacia la Bistrița, după aia Casa de Cultură a Sindicatelor la Cluj și apoi Jazz and Blues la Târgu Mureș. Ne întoarcem și mai avem pe 5 martie, avem toți trei la Craiova, Cafe da. Teatru Play. 6 martie Sibiu, eu cu Vio, Comedianți pe Drumuri, Sala Talia și pe 7 martie la Brașov. Și le anunțăm doar pe astea pentru că următoarele nu știu dacă o să... Adică sigur pe 16 martie vom fi amândoi la Filarmonica, dar după aceea e naște soția... Poftim? Stai că nu, e ok dacă să nu fie... Ea știe? Da. Naște soția lui mai ascultă podcastul și să n-afle de aici. Niciodată nimic, nu, nici dă comedia dar, asta dar dă share. Ca orice soție, că da, da, na, se simte share. Obligată. Da, dar asta mi se pare extraordinar, că uite, exemplu, Melinda le ascultă pe toate, dar nu dă share niciodată. Și Andreea tot timpul dă share
E unul dintre cei trei oameni, e unul DZ, e ea și mai încă un om care dau share la toate episoadele. Live nu incredibil. Poate trebuie să trăiască, să trăiască familia ta, Mocane. Boss. Ia, boss. A, și mai vreau și eu să zic că l-am pus între timp pe 19 februarie, sunt la Racing Constanța. Nice. Constanța. Să vedem dacă se adună de două. Cu Alex Mocanu aici de față. Da, și da, în spatele camerei. Deci Racing Constanța cu Alex Mocanu pe 19. Bun, și hai să vorbim și stai un pic, puțin că mai trebuie să zic ceva. Pe 22 la Coppers Club îmi filmez specialul, o să fac două show-uri. Ce drăguț. Nu știu exact orele, în schimb, asta e problema. Probabil că o să fie de la, nu, nu știu, nu vreau să zic acum ore și să încurc oamenii, dar probabil că o să fie ceva de la 7 și de la 9 sau ceva de genul ăsta. Dar nu știu sigur acum, în orice caz, ideea este că o să anunț pe pagina mea, asta vreau să le zic la oameni, care nu are Facebook-ul meu să-l caute, nu știu, eu spun numele întreg pe Facebook, m-au, da, m-au prins și mai... Claudiu Teohari, așa? Da, Claudiu Teohari sunt pe Facebook. Să-mi dea acolo un follow, că o să anunț exact pe ce număr se fac rezervările și cum facem. Deci pe 22 cine vrea să vină, să vină, o să fie două show-uri. Bun, deci asta e administrativ. Hai să zicem de 16. 16 februarie. Bună! 16 februarie vrem să facem un show care se va chema Între Show-uri Live. Împlinim un an de dar podcast. Dar el nu e live. Dar el nu e live. Asta e, asta e cioaca. Asta e cioaca. E un Între Show-uri Live care nu e live. Dar e care live e cu live public. Audience. Live audience. Da. Între Show-uri este va fi filmat în fața unui live audience. Asta cum era la sitcom, știa că scria film de before a live audience. Deci ca să înțeleagă oamenii, nu o să fie live pe internet. Da. O să-l filmăm. O să... Da, dar de ce, de ce e luat tocmai lui Vio? Că el e sufletul, el e... Hai mă, că ai vorbit o groază la podcastul trecut. Vreau să spun... Sunt... Acum mă simt un pic penibil. Ești un pic, ești. Da? Ești. Așa, hai mă să le explicăm pe scurt. Să treci peste rușina. Deci ce vrem vreau să facem? Da, facem să vorbim și voi. Da. Când Între Show-uri face un an de zile pe data de 18 februarie, împlinim un an de zile. Da. Și pe 16 se filmează ăsta, îl punem pe 18? Da, sâmbătă. Pe 16 filmăm un episod, că practic e un episod. O să fie ce episod? 73, 75. Episodul 75 o să fie ăsta aniversar. Episodul aniversar, un an de podcast. Fie, da, filmat aici în Club 99 cu public, gata. Cu public, dar nu o să fie live pe net, o să-l punem, o să-l uploadăm. Așa, sâmbătă? Și cum luăm oamenii în sală? Câți oameni? Câți oameni? Avem 100 de locuri. Așa. 100 de locuri o să luăm. Pentru cine vrea să vină să fie în sală, o să și vorbim cu ei și așa, cu oamenii din sală. Deci cine vrea să vină să fie în public, să sune la numărul de telefon de rezervări de la Club 99, 0733500301. Și cum și adică atenție... 0733500301? Da, ce n-ai înțeles, e simplu, 0733500301. Aha, de 0733500301. Și okay, să zică parola v-ați stricat, e foarte important. Deci ca să ne asigurăm că nu vin la show decât oamenii care ascultă podcastul, e cu parolă. Deci când faceți rezervarea o să vă întrebe care e parola. Gata, mai și voi ziceți parola este v-ați stricat. Și o să adunăm 100 de oameni în sală. Ei. Ei. Ei și ele. Ei, și o să fie un show. Îți dai seama. Și mai o chestie, ce, aici e Mocanu care este un geniu de marketing, eu jur că e păcat că a murit Steve Jobs, că te lua acolo, pe bune te lua acolo. Merge și prost de acolo. Merge, nu, dacă trăia Steve Jobs mergea bine. Ne-am zis să facem și un concurs. Dar fac o mică paranteză, chiar așa îl cheamă Steve Jobs? Mhm. Adică el care a oferit atât de multe locuri de muncă. El care a oferit atât de multe locuri de muncă îl cheamă Steve Jobs? Da, mă, Ștefan carte de muncă. Tare. Foarte tare. Dar concurs. Viorele, imediat intrăm în pâine. Așa, haideți. Avem multe administrative de făcut acum la Bixul. Nu celebrările astea mi se pare atât de pointless. Sărbătorile astea, pentru că e așa pentru
cui îi pasă că facem la oameni le pasă, să știi. Cui le pasă, mă, fi serios. Le pasă mai mult decât crezi. Să facem un eveniment e doar pentru noi, așa. Oamenilor, ce... Stai puțin. De ce ești gică contra? Nu sunt gică contra, pur și simplu. Dar nu-i de parcă îi chemăm într-un club să bem șampanie, cineva să mâncăm. Dar gică contra nu a fost un fotbalist? Tot timpul să facem că împlinim 9 ani, împlinim 10 ani, împlinim... Bă, fii atent, la club noi n-am făcut. La club noi n-am făcut. Deși anul viitor trebuie să facem. De că ce? Facem 9 ani de 99, prea e acolo, prea e serios. Și când faci 90... 10 ani trebuie, că 10 ani. Nu, dar bineînțeles, mă. Tocmai la 99 mi se pare mai mișto să sărbătorim 9 ani, 19 ani, 29 de ani, decât să sărbătorim 10, 20, 30, știi? 10 ani la Sala Palatului. Se rezumă ca la orice sărbătorire / aniversare, în afară de bucuria omului care a noastră că am făcut ăsta un an și că bla bla bla, pentru oameni e o singură chestie. Da, mă, și am invitat 100 mă, bă, am invitat, am invitat 100 de români. Am invitat 100 de, să vedem ce ne zic 100 ce de români. 100 de, am invitat 100 de români. Să ne zică ce părere au ei despre între show. Vio, te caci pe tine aiurea, pentru că nu facem un party ca să sărbătorim. Ba da, te caci pe tine. Facem un lucru deosebit, adică facem efectiv o chestie deosebită pe care n-am mai făcut-o până acum, sunt cu ocazia unui de an. Acord, sunt absolut de acord, vedeam doar perspectiva asta asupra ideii de aniversări, când cineva, exact ca la Oscaruri, în afară de omul care îl primește, nu-i pasă nimănui că a luat el Oscarul. Are asta și fani, mă, cum ai că la Leonardo DiCaprio cum a fost când a luat Oscar? Nu a fost o bă, a fost oamenii în sfârșit că următorul film să sinucidea ca să iau un Oscar. Adică a fost mai mult bine că l-a luat băgămea și pula în el de Oscar, că s-a chinuit săracul. Bă, eu știu la Oscar, ești... da, dar bă, adică nu neapărat, nu vreau să par, zic contra, dar de obicei, la aniversările astea, eu o parte, eu la aia mă refer, normal că și eu mă bucur și o să fie ok. A, păi lasă asta să iasă din tine. Dar, există și aia cu aia, de fiecare dată la aniversările astea, Jesus. Ai făcut-o, go fuck ai făcut-o fix pe aia lui Bill Burr. Go fuck yourself. În fine. Da, mă, deci bun. Asta facem și facem și concurs. Și facem și concurs, da. Concursul facem așa, bă. Da, mă, trebuie da, să mă. Faci un concurs. Normal dacă că trebuie. Deci facem bine. Așa, zicem la oameni să dea share trebuie pe să Facebook. Am crezut că trebuie să alerge. Nu. Trebuie să alerge, să alerge vreo 50 de kilometri. Și după aia, nu, scuze, am încercat ceva. Opriți-vă din alergat. Trebuie să facem un concurs așa. Dați share la episodul vostru preferat. Aha. Din seria. Podcastul ăsta. Și, dar cum se înscriu, mă, asta n-am vorbit. Punem o postare luni pe canalul nostru cu regulile și cu scrieți aici în comentariu pe principiul particip. Păi da, dar n-au cum să dea și... da, ok, nu, bun. Scrii că particip și eu... Deci o să, facem o bășină de aia fumată cu particip. Da. Da, dar mai să nu scrie... Dacă cineva scrie particip, nu este... Să mă apără, să terminăm cu particip. Da. Să oprim cu particip. Bine. Am înțeles. Deci facem unde trebuie să zic oamenii că participă, dar nu, să nu scrie particip că sunt descalificat. Deci, în orice caz, anunțăm concursul luni. Cine? Pe pagina de Facebook. Diana. Și păi, dar are ochelari? Stai puțin, să anunț care e premiu și după aia o dăm în bălării. Premiul o să fie, o să alegem un om și premiul o să fie că îl băgăm, îl luăm cu noi pe scenă și îl băgăm 50 minute în podcast, vorbim cu el. Poate îl ia mocanul la roast. Vezi, că el a fost abia cu micuțul. Asta e cu... okay. Abia asta e mișto pentru oameni. Vezi? Așa da. Da, mă, tăticule, mă, tăticule, hai că facem. Hai, mă, tataia, acum să facem, tataia. Tataia, așa da, placă așa și îmi place, să fie și pentru oameni ochii, nu doar cabron, pentru oameni. Gata, mă. Cabron. Da, mă, gata, am terminat cu toate administrativele. Bun, hai să vă zic o chestie. Deci, abia așteptai. E vineri, da? E vineri. E vineri, lunea asta. E vineri. Da, acum azi, deci, lunea când așa e vineri. Ieri a fost joi. Adică duminică. Pe cale de consecință. Adică duminică. Și am avut show ieri cu Toma și cu Nathan Ticu. Unde ai avut show? În aici. Club. Așa. Înainte de show pe care l-am avut în Club 99, am avut un show la Arena. Show-ul pe care l-am avut la Arena, scris câteva idei, au ieșit câteva improvizații. La un moment dat am dat-o foarte, am fost foarte obosit ieri, că am stat să montez o masă de fotbal acasă care mi-a distrus palmele și buricele degetului și așa. Și după aia a urcat, ok, a fost un show bun. Am plecat cu această energie, a fost un show bun. Am ajuns la club, Nathan Ticu. Nathan Ticu, gluma clasică cu eu sunt uituc.
Da. Vă dau 3 argumente de ce da. Sunt eu uituc. Rupt. Rupt. Dar eram foarte sigur pe mine așa. Zic, a, nu-i nicio problemă, bag prima bucată de... Pride, big, pride, beef, big, zi. Așa. Mi-a scăpat un verb, ceva cu mândrie și cădere. Mândria vine în... Zi. Bă, m-am urcat așa de setat și cu încredere maximă și nu știu ce. Bună seara, sunt Costel, bă. Ei, hai fii atent. 7 minute din show, că m-am uitat că au fost cele mai crunte de ceva vreme. N-am mai avut un show așa de prost de multă vreme. 7 minute mâncava-și gura voastră. Bă, n-au râs, mă, mâncați-aș gura. Și eram, mă, tot întrebam, bă, de la ce e? De la ce e? M-am oprit, zic, bă, care e faza? Ai început cu material nou? Mă, nu, am început cu... Ce am început cu prima glumă, a fost aia cu Liviu Dragnea și am fost așa. Eu sunt un... Am început așa. Bună seara, să ne mai aplaudăm pe Natantic. Să știți că eu, ca să mă descriu așa, sunt un om bun. Sunt un om care... Am slăbiciune față de femeile care fac compromisuri pentru bani și în ultima perioadă m-am gândit foarte mult la Liviu Dragnea, bă, câtă moie să-ți iei pentru banii aia. Și au râs, a fost ok. Dar după aceea am avut o uita, cred că acolo s-a... Zic, bă, eu nu mă pricep la politică. Eu la ce mă pricep? Dragnea. La ce mă pricep este să spun bancuri, să spun glume. Și eu sunt chiar un tip care zice foarte bine glume, dar în jurul meu au roit oameni care nu prea știau să facă treaba asta. Și cred că aici a făcut salon un fel de ce, mă, au roit oameni în jurul tău care nu știau să zică glume. Și am zis că ești bun la asta. Da, și am zis că spun bun la asta. Bă, deci mâncați-aș gura ta. Deci la ultima bucată. Fii atent, da. La ultima bucată aia cu pe vremea lui Ștefan toți ăștia ne aveau săbi de scuturi deloc, n-a râs nimeni. Bă, e groaznic când ți se întâmplă. Dar mie mi se pare și că e un pic, cum să zic, e un pic răcoritor, e un pic altfel. Bă, pic... da, dacă e, e am avut trebuie nevoie să ți se mai întâmple și de asta, mă. După o care care a mers de 100 de ori și odată să nu meargă deloc. E ceva proaspăt în chestia asta. Bă, da. Chit că nu te simți bine atunci, dar e ceva, ia uite mă, n-a mers deloc gluma. Mamă, și după aceea vreau să zic că eram, bă, ok, am luat-o foarte defensiv așa. Este, dacă n-ați râs la asta, frate, sunteți proști. Deci așa am luat-o, dar n-am pentru zis. Pentru că nu ești obișnuit cu asta. Pentru n-am că zis, în ultima vreme ți-a mers eram... foarte bine. Pentru că de câteva da. Luni ți-a mers foarte, foarte bine constant și te-ai dezobișnuit de momentul ăla. Da. Dar e, nu e bine și să lui. Și asta a fost reacția asta, a fost, bă, dar ce public de căcat și de proști și am dat-o așa, nu știu ce. Am dat-o în sectiri, deja oamenii început să, știi cum, ce-mi place expresia asta lui Teo, cu, au început să apară White Walkers. Da. Deodată se luminează, bă, și fac multe White Walkers. Mai... Era ca la Mythic, ca în Piața Victoriei, se făcusele. Ăla la show prost. Se făcuse deodată așa. Și deoseară cu luminițe pe față. Da, da, da. Mă vezi că nu râd? Uite-te la mine cum nu râd. Erau, erau care comentau. Nu stau pe Facebook. Nu râd. Vreau doar să vezi că nu râd. Mă deranjează la ochi. Ce tare asta. Să te uiți în lanterna. Vezi? Uite. Mă dor ochii, dar vreau să mă vezi că nu râd. Bă, și faza e că... Faza este că după aceea, după m-am mai dat 5 minute așa, mi-am dat seama că nu e bună atitudinea, m-am oprit și le-am zis, zic, bă, uite care e chestia, hai că poate vă am... iau morți, nu. Cred că am intrat prea, fără să mă cunoaște sau așa și nu s-a stabilit o legătură între mine și voi. E ok, hai să o mai luăm o dată. Și am mai luat-o bine, făcusem vreo 17 minute prost și mai aveam, cam coborât la și 25, nu m-am lungit. Încă 8 minute. Și am fost alea ultimele. Eu am închis. Și în alea 8 minute, spunându-le toată treaba asta, bă, s-au întors. Am avut 8 minute în care și show-ul bun, cu râsete, cu ok, și la sfârșit a făcut unul, bă, ești nebun. Deci am revenit. Bă, dar prima dată. Și după ce am coborât... Costel, am mai vorbit despre asta. Tu nu crezi în resetarea sălii, tu intri cu prea mare aroganță. Tu nu contează cine a fost înaintea mea, nu contează ce a zis. Eu mă bag, pula, eu mă duc și fac treaba. Și am coborât de pe scenă și am fost la modul, bă, da, trebuie... Și nu neapărat să resetez sala, dar să mă resetez pe mine după show-ul de la Arena. Că mi-eșise și bine și eram la modul... Da, dar la Arena ai fost singur. N-ai intrat după nimeni la Arena. Da. Păi, știi cum e ca o analogie? E de parcă am mâncat unul din farfurie ciorbă. Da. Pe burtă și tu vii să mănânci căcat, tocăniță sau cea. Trebuie să clătești un pic farfuria, că nu orice pui în farfuria aia murdară merge, știi? Ok. Trebuie clătit un pic farfuria. Cu tocăniță? Aia am dat o analogie foarte altceva, asta. Dar înțelegi. Hai mă că am învățat și ceva de la Costel. Ai înțeles ce am vrut să zic? Da, bineînțeles. Bineînțeles că am înțeles.
Da, asta e povestea cu sfatul de stand-up în această seară, este resetează-te și fiecare show să fie proaspăt. Ia-o de la zero. Mie mi s-a întâmplat foarte multe ori să am un show bun undeva și după aia să vin la 99 încrezători și să-mi iasă prost aici. Da. De foarte multe ori mi s-a întâmplat chestia asta. Aseară și a fost ca un duș rece, gheață. Așa a fost. La modul în care făceam duș și când vedeam apa rece, ce pula mea cu apa asta așa rece? Ce proastă e apa! Bă, ideea este că aici se văd, frate, vezi 13 ani de meserie, că un om mai proaspăt, mai nou decât tine, în momentul ăla ar fi dat-o la pierdere, ar fi mers până în pânzele albe și aici se vede experiența, că ți-ai dat seama ce se întâmplă și că ai putut să reacționezi pe moment și să repari situația. Am reparat, dar primele 17 minute am dat-o foarte, adică glumele nu le-am dat, că mai aveam și chestia ce asta. Ce aș putea să zic, dacă nu te superi, este că te-ai dus prea mult 17 minute, trebuia după vreo 10 să... Ideea e că după aceea am zis ca să dau niște glume care nu au fost de foarte impact. Eu am început să fiu prietenos așa după aia, dar nu au fost glumele de impact. Am dat-o pe asta cu o încercare cu Mircea cel bătrân care nu știu ce, cu timpul înaintea ierii noastre, timpul. Păi și nu aveau chef, nu la astea. N-aveau chef de astea. Și pe aia la sfârșit am dat ceva de relație cu copii și am terminat pe aia că 25% din gay care nu e rezolvată problema. Și aia a mers bine. Dar după ce cumva, băi, vă rog, am greșit, dar haideți. Dar cu ce ai greșit? Că ai intrat prea dezlânat, că ai intrat N-am cum intrat dezlânat, am intrat cu atitudine, cu încredere. Am fost bună seara și am intrat direct, fără să... Și era un public care cred că tot Bă, dar tu știi nu... că ai faza asta, tu ești de foarte mult arogant, de foarte multe ori foarte arogant și ți iese că ești fermecător, dar dacă oamenii nu percutează da, întâi la exact. Farmec, tu ești foarte arogant, să știi, și da. Tu spun un om care e foarte arogant, tu ești foarte arogant da, pe scenă. Da, pe scenă. Da, foarte arogant, dar îți merge când o faci la sfârșit. Când sunteți prieteni, dacă intri arogant da. De la început... A fost așa, bă, și publicul a fost, la modul am simțit, cine-i mort, cine gâtul mătie ești tu, mă? Trebuie să demonstrezi. Eu am crezut de zic, bă, scuze, hai să, deci nu mă știți, nu prea știți ce... ok, scuze, hai să ne cunoaștem. Și pe aia când am văzut că am zis, scuze, și pe aia la sfârșit de la... Eu am făcut multe show-uri joia cu... Ciobanu și aia e foarte interesant. Bă, da, joia e o zi interesantă. Publicul lui Ciobanu vine pentru el. Adică mie ce-mi place este că la ultimele 3 show-uri pe care am avut cu Ciobanu am văzut oamenii sale pentru care am fost o surpriză plăcută eu. Adică nu știau neapărat cu ce se mănâncă treaba mea și a fost așa știi? Dar se vedea pe ei că erau așa puși merge și ăsta, știi? Poate Ahmed. Dar publicul lui Ciobanu e poate un public... Poate Ahmed ai zis. Poate Ahmed, da. Publicul lui Ciobanu e un public care vine pentru el, dar culmea este că de multe ori vine pentru el, nu pentru stand-up, vine pentru el că îl știu pe el că a scris cartea. Ce e foarte interesant, că nu prea am simțit să vin oameni la el după radio. Adică după ce a apărut la... După e ce facem mai bine la radio... Asta. E foarte greu de zis. Nu știu, mă rog. Dar faza este că în orice caz, e clar că la... Ciobanu vin oamenii pentru el și nu vin neapărat că îl știu de la stand-up. Vin să vadă ce face ăla de a scris cartea aia. Da. Și deci nu numai că eu am, îți dai seama că am două probleme. Nu numai că nu știu neapărat cine sunt eu, dar ei nici măcar nu sunt veniți din stand-up. Adică ei nu au venit neapărat la stand-up. Ei au venit să-l vadă pe scenă pe Ciobanu. Și atunci trebuie și să se acomodeze cu ideea de stand-up și cu ideea că cine e ăsta de face el până vine Ciobanu. Că eu totdeauna îl pun pe Andrei să închidă. Când fac show cu el. Pentru că nu vreau să am povara de a închide un show pe publicul lui. Zic, man, dacă au venit aici să te vadă pe și cei mai mulți vin să-l vadă pe el joia. Fii tu bomboana de pe... De pe cireașă. De pe cireașă. Știi că se mai pune uneori pe peste cireașă, se pune mai pune bombă. O bomboană. Și uneori dacă e maestru cu o fetară așa, mai pune încă o bomboană peste bomboană și de peste cireașă. Și peste tortul. Și după aia pune tort și le echilibrează așa și da, e foarte greu de făcut asta. Da. Foarte, foarte greu. Dar foarte delicios. E, da. Cireașa de sub tort. Cireașa de sub tort, da. Da, asta e faza, că da, noi ne-am obișnuit un pic cam tare, mai ales aici la 99, da. Că atunci când mergi pe țară mai ai în cap că, bă, ori fi oameni care nu mă știu. Și nu știu ce, dar la 99 fiind acasă, bă, n-au mă cum să nu mă știe, ai venit la 99 și nu mă știi. Dacă e altceva vineri, sâmbătă, ai văzut, vineri, sâmbătă, da. Sâmbătă te duci, te urci, oricare, ori când te urci, primul, al doilea, al treilea și îți iese până la urmă. Bă, dar nimic la început, al treilea, nimic. Nimic.
Dar ai vorbit cu Toma, lui cum a ieșit? Bă, Toma, din câte am înțeles că ieri a fost Titus de la Satul Mare. Da. A ieșit așa, foarte bine la început și după aia, ușor, ușor, oamenii au luat-o... Nu s-a mai râs foarte ok. That's my kind of show. Prima, deci a fost așa, a zis, bă, deci rupere, deci, toată lumea cu el. Deci, a fost Calavio după ce s-a oprit melodia de intro, a început să Nu, nu, a fost bine și mi-a zis Titus că eu n-am fost la Toma. Zicea că, bă, a avut niște glume despre relații și cred că oamenii veniseră mai mult pe chitiți pe zone de, pe zona asta de stand-up și de glume. De relații, să faci mișto, un pic vulgar. Și ai dreptate, dacă ascultă Natanticu, bă, este nouă, mai scoate din pula mea, ce pula mea, băga mea și pula, pula mea. Nu, da, prea mult. Ascultă, nu cred că ascultă. Ascultă și sper că vorbim despre asta la podcast și nu i-am zis. Bă, că ieri faza a fost că nu m-am mai văzut de multă vreme cu el și nu aveam niciun chef să fiu critic sau așa, mai ales că după ce am coborât eu de pe scenă un pic setat că mi-a ieșit mie prost, mă apuc acum să-l critic pe Natanticu. Bă, păi asta trebuia să faci, mă. Te ducea la zicea, bă, Natanticu, hai să-ți explic ce ai greșit, că de-aia mi-a ieșit mie prost de viață. Da, da, într-adevăr, acum înțeleg. Bă, ai văzut cum mi-a ieșit mie, da, mă? Bă, ce a fost aia? Tu ai impresia că ai legătură cu mine? Zi, uite-te în ochii mei, zi că am greșit eu ceva. Ce a fost faza aia? Da. Așa trebuia pusă pe urmă, Costele. Trebuia să-l tragi la răspundere. Eu i-am dat amendă lui Natanticu acum câteva săptămâni. I-ai zis? Nu, mă, i-am dat amendă că a întârziat. Ah. Și faza e că eram eu al doilea, el trebuia să închidă la... Cred că era la al treilea show sâmbătă. Da. Trebuia să vină el. Bă, dar Natanticu și muncește ca... Adică muncește, da. E cel mai muncitor om din București. El, când are al treilea show la noi, pentru el e cam al patrulea show pe seara aia. Da, știu. Și faza e că am terminat, mi-am terminat, eu eram al doilea, am terminat să-mi bucata și mi-a ieșit Alex, că bă, n-a venit Natanticu. Zic, ok, am mai tras câteva minute de timp și tot nu venise Natanticu și am zis, hai Alex pe scenă. Și l-am urcat pe Alex pe scenă, a făcut vreo 10-12 minute, Alex, după mine că eram al doilea și după aia a apărut și Natanticu. Și a urcat și el după aia și am luat niște bani Natanticu și i-am dat lui Alex. Zic, da, da, am ucit okay, omul, a intrat la acoperire, pula mea. Da, corect, corect. Da, îmi pare rău, nu știu, nu era neapărat vina lui Natanticu, că s-au lungit pe ăla deco, nu știu, căcat, nu știu. Am Dar înțeles. În orice caz, mai trebuie să-ți iasă și prost, frate, asta e o lecție. Băi, pe care, da. Sunt care de e contraintuitivă. Dacă, uite, Vio, de exemplu, cât de bine îi merge că e și prost. Ție nu mai trebuie, tu poți să nu, tu poți să ai show-uri, 10 ani, da, 10 ani tu poți să ai show-uri foarte bune, că ai o rezervă de show-uri proaste în spate. Nu mă, dar pe bune, chiar. Știi ce? Știi că ai singura chestie la care mă gândesc că uneori vin aici, chitit să încerc o chestie care știu că e mai riscantă sau că nu e bine pusă la punct și zic că aia, fuck it, o dau în bară, o dau în bară. Dar după aia mă gândesc că sunt totuși oamenii care vin la show, sunt mulți care sunt prima oară, sunt mulți, da, care nu știu exact înțeleg ce se mănâncă. Mă gândesc așa, bă, dacă e unul care a auzit că e mișto aici și a plătit bilet, și vine și mă vede pe mine că o dau în bară cu niște căcaturi de le încerc eu. Eu n-am cum să nu fac asta, că știi că e parte din meserie, trebuie să faci asta. Dar da, pe de altă parte trebuie să te gândești și la un om din sală care se uite și face, bă, ce căca face asta? Atunci trebuie neapărat să ne gândim la seara de material nou pe care să o organizăm când nu se întâmplă improvizație, să o lăsăm la modul intrare 7 lei, 8 lei, ceva de genul ăsta. Până ce s-a cu restul la intrare. Nu, 10 lei, 10 lei intrarea și în venim să facem... Da, exact, ca la Top Secret. 10 lei intrarea, adică cam cum era acolo o liră și e numai material nou. Adică te duci acolo, ar fi trist să nu faci material nou, adică să faci... Bă, ar fi drăguț asta cu mai mulți, da, oricine mai mult, vrea să vină, da, din oricine vrea să vină. Cum ar veni. Și stai câte 5-7 minute, faci numai material nou. Și încerc o bucată despre asta. I can swing, da. Ca mi s-ar prea ok. Noi trebuie să avem un laborator în care să ne facem treaba. Și noi nu putem vineri, sâmbătă... Dar n-ar fi mai bine luni? Bă, ar fi bun luni, ar fi bun oricând. Știi ce mi se pare mișto? Că în același lunea timp... Lunea o să fim plecați. E miercurea... bine pentru că te și... Dacă luni și miercuri. Te și forțează cumva să scrii altă... Pentru că... Okay, dar eu n-aș vrea să o văd ca o chestie unde ești obligat, păi să nu, vii. Nu, asta zic că, mă, implicit, o să fie ok, nu o să fie cu presiune. De multe ori când te gândești că ai show, adică oricând ai încă, bă, ar trebui să mai scriu.
Dar în weekend nu vine presiunea asta, că ai material rodat, pula mea, în fine. Dar având chestia asta, mi se pare mai degrabă te împinge. Bă, hai să scriu, am 5-7 minute, am o idee. Adică chiar cred că poate să... Hai să facem. Da, da, ar fi mișto să vorbim... Ce mai este, Alex? Da, uite, cred că deja vorbim dacă vorbim la podcast. Na, o zicem public. Ar fi mișto să vorbim cu toți oamenii care fac... Nu toți oamenii care fac stand-up în București. Cu prietenii noștri. Așa. Poți zic cu toți. Dar să fie o chestie deschisă pentru mai mulți oameni, știi? Că nu să nu fie a noastră. Să dar normal, mă, cum să fim noi trei, 7 minute și termină show? Da, dar vezi tu, o să... hai că asta vorbim, nu e chiar publică discuția asta acum, că nu poți să zici hai oricine, că după aia... Păi eu am zis mai noștri. Ai noștri, nu? Păi da, și când zic ai noștri... Deci cine are poate... microchip și semnul fiare tatuat? Da, normal, da? Dar ai noștri, doar nu o să fie pentru toată lumea, bineînțeles. Da, mă, dar și mi se pare că miercurea... Ar fi mișto să fie 6-7 oameni pe seară. Păi da, cam așa, normal. Bă, da, ar trebui să fie o zi, adică o zi pentru show-ul ăsta. Eu, noi cu improvizația nu știu ce se întâmplă, pentru că tot amânăm-o tot așa. Dar noi odată la două săptămâni... Ce căcat se întâmplă, mă, cu improvizația? De ce nu vin oamenii la improvizație? Ce căcat e căcatul ăla de show? Ideea este că dacă sunt eu cu micuțul în show, vine lumea, se adună. Dar nu a mai putut micuțul o perioadă, n-am mai putut eu într-o miercuri. La racing sunt ceva, un pic niște probleme. Deci voi sunteți ca un fel de planetari, voi, dacă nu vă adunați, nu iese nu. Capitanul impro. Nu prea. Suntem pe 15, nu e micuțul că are treabă, dar sunt cu Bordea, cu Bucălaie și cu Adrian Nicolae. Unde? Aici. Aici la 99? Da. Bordea Nicolae, hai să anunțăm Bucălaie și asta, că asta n-am pe 15 februarie, pe 15 februarie facem show de improvizație foarte șmecher cu Alex Mocanu, pe care prezintă, care e MC și unul foarte bun. Și improvizator sunt eu, Radu Bucălaie, Adrian Nicolae și cu Bordea. Și sunt niște jocuri foarte faine, o improvizație pe glume, e pe punchline. Mă, perioada aia în care era improvizația cu stand-up oarecum la nivel egal de cât de cunoscute erau în București. Da. Știi? Mă, îți mai aduce aminte? Da, acum, cum să nu, nu știu, cred că vreo cât erau? 7-8 ani. 10. Cred că acum vreo 8 ani era mai... Da, 8-9 ani era super sus. Da. Și îți mai aduce aminte, mă, ce... Că asta tot ajung la vorba lui Vio, că oamenii sunt de căcat. Îți mai aduce aminte... Nu am zis așa ceva niciodată. Că-s proști și de căcat. Iartă-mă, proști și de căcat. Da. Îți mai aduce aminte ce le plăcea să se laude cu... Că eu nu merg la stand-up, eu merg la impro și... Ah, eu nu merg la căcatul la impro, eu merg la stand-up. Bă, erau două chestii pe care le făceau cam aceiași oameni în același loc. Le plăcea lor, mă, să se facă triburi, să, eu sunt din aia care merg la impro, eu sunt de aia care merg la stand-up. Și aveau plăcerea asta, mă, să, băi, tu ești un căcat, că tu mergi la căcatul ăla de spectacol. Bă, făcute de aceiași oameni în același loc, mă. Da. Da, mi-aduc aminte că a fost perioada asta. Bine că s-a schimbat. În continuare mai sunt rămășițe de oameni de genul ăsta. Nu știi că am avut o discuție cu domnșoara care a fost la mod mai vin la aceste prostii, la altceva, la improvizație, că da, nu e vulgar. Dar n-a zis ăla. Da. Nu poți să știi exact dacă... Da, mă rog. Bă, adică sunt oameni care, îți zic o chestie, sunt oameni care apreciază foarte mult improvizația pentru că e curat. Sormea e una dintre ele. Deși ea râde la stand-up, îi place, dar ea are problema asta cu vulgaritatea. Ea e doamna profesoară de matematică care are problema asta. Bă, știi că ani de zile am tot vorbit de asta și am întors prima pe toate părțile. E o ipocrizie destul de mare. Bineînțeles. Și e destul de ciudat să apreciezi o muzică, orice. Dar și muzică până și la urmă. Muzică, da. E foarte ciudat să apreciezi ceva pentru ce n-are. Înțelegi ce spun? Da. Să zici, mamă, mie îmi place improvizație că nu se înjură. Bă, n-ar trebui să ai motive pe pozitiv. Mie îmi place improvizație că se cântă, că se face teatru, că nu se înjură, e un motiv ciudat. Că nu e vulgar. Că nu e vulgar. La muzică, că de asta mi-a venit muzică în cap, știi? Cum ar fi să zici, bă, eu am ascultat niște rap și acolo înjurau și de atunci eu ascult muzică clasică. Eu ascult numai Vivaldi, că la Vivaldi nu se înjură. Serios, nu poți să apreciezi un lucru da, pentru ce da, n-are. Da, știu, ai dreptate. Deci de asta în continuare zice, bine, pe sormea o înțeleg că ea e mai mult pe zona asta, că cu jucat, cu doi oameni, trei oameni, cu un singur om asta pe scenă. Asta e ok. Da.
Eu am avut tot timpul o problemă cu oamenii care ziceau că, lor le place improvizația pentru că nu le place stand-up-ul. Erau oameni care asta ziceau, eu merg la impro pentru că nu-mi place stand-up-ul. Pula mea, du-te la impro că îți place impro. Da. Și tu dacă îmi zici, mie îmi place dar mai mult impro... Dar nu era o perioadă în care era mai bună, mai calitativ umoristic... Vio! Salut! Bă, ești nebun, tu ai fost aici la început? Stand-up-ul, da, da. Dacă a fost o perioadă în care era mai bun spectacolul... De improvizație decât de stand-up. La început era. Nu. Eu nu sunt de acord. Nu era mai bun... Deci nu era mai ridicat nivelul de glume din improvizație. Niciodată n-a fost mai ridicat decât ăla din stand-up. Ce era? Era un spectacol mai variat. Era un spectacol mai viu. Că în loc să-l ai pe unul ca cu ani de zile... Știi că nu eram foarte relaxați pe scenă, nu jucam atât de mult, nu, eu vorbesc nu era atât de viu. De co-unu. Da, mă, și eu la fel. Deci Bobo, în perioadă... Neamțu, Costel, când da. Se făcea improvizație, la început atunci. Da, iar eu ce spun că nu era umoristic vorbind nivelul mai sus la improvizație decât la stand-up, era vorba doar că era un spectacol mai viu, era tu un spectacol zici? Mai eu zic cu energie. Da. Eu zic că era... Eu mă înclin eu și eu spre... Știi cum e cu o glumă de 6 dată pe loc care reobține reacție de o glumă de 9? Cam asta era treaba. Da, la stand-up erau glume de 9 care obțineau reacție de 6 și că erau repetate. Și mi-aduc aminte că erau bucăți bune, adică erau niște bucăți foarte mișto și Teo era... pentru că era bine în perioada respectivă, chiar... avea glume nu. Foarte mișto. Mi-aduc aminte că avea chestia aia cu fluturile, cu... Când nu era atunci aia, mă, era mai încolo. Eu făcând stand-up, mi se părea mult mai tare improvizația decât stand-up. Nu mai știu. Îți repet, e vorba de impactul pe care l-are o glumă făcută pe moment. Că și în stand-up e la fel. Dacă îți ții pe unul ceva din sală și răspunzi într-o secundă, sala explodează aproape indiferent de ce îi spui. Da. La fel era și la impro. Oamenii apreciau spontaneitatea. Deci eu intram pe ușă și făceam: ce fac, bă, Costele? Și ăsta făcea: uite-te, am porcul ăsta. Nu era nicio glumă acolo. Oamenii erau: bă, ce repede, ce s-au prins, de parcă era text făcut înainte. Și explodau de râs. Dar dacă ai fi văzut chestia într-un sketch făcut repetat, n-ai fi zis: bă, nu e, ce e aici? Da, nu, nu mai știu. E vorba și de impactul spontaneității. Mi s-au stricat CD-urile și DVD-urile cu show-urile pe care le aveam cu impro de pe vremuri, de la Deco 1. Aveam vreo 20 de show-uri. A, a fost foarte tare. Da, am avut 20 de show-uri și eu când mă uitam la ele, bă, erau unele chestii care erau motherfucking funny. Dar într-adevăr, cântecele pe care le cântam și se bucurau oamenii că rimau cu ce ziceau ei, dar erau niște bășini. Niște porcări. Cum să spun, e vorba de... A făcut un chestii care încă se mai face la reghe, în improvizație. Pe care o faci tu. Bă, și o chestie foarte tare, să le mulțumim oamenilor din Londra pentru show-ul extraordinar. A, extraordinar, bă, da. Da, băi, au zis oamenii că... Da. Ne-au zis oameni și pe, și pe Facebook, ne-au zis să zicem cum a fost, să povestim, să... Băi, da, deci ziceam Londra să facem fost... podcast de acolo. Și ar fi fost drăguț, tare, dar drăguț. Da, exact cum ziceai tu, poate rezolvăm într-un fel, să înregistrăm într-un telefon sau ceva, da. Să ne cărăm cu mixer, cu toate astea, cu laptop, cu astea, cu... e greu. Eu zic că s-ar auzi bine cu telefon. Da. Deci o să facem, hai să zic următoarea chestie, puteam să-l facem eu având laptopul la mine și ăla de la Iași a fost înregistrat, filmat cu laptopul și înregistrat cu mixerul. Dar ăsta are un microfon destul de da, mă, ok. Da, la Iași aveam... La valiere, știu, da. Dar are laptopul... Da, are un... da. Data viitoare o să mai facem. O să trebuiască să înțeleagă și oamenii că dacă suntem în deplasare nu e calitatea audio, da, e, asta, da. Și asta o să facem în deplasare. O să facem. Așa, mă, deci, bă, deci, nu știu, eu m-am simțit extraordinar. Sala a fost superbă. Deci, da. Cred că cel mai mișto loc în care am făcut stand-up. Cu totul, că avea, da. Scenă mare, dar avea sentimentul de club mic. Deci da, era o, da, scenă, da. De teatru și club... Și era, eu am avut senzația tavanul că... Tavanul jos. Da, mă, tavanul foarte tavanul jos și s-a uzat râsul puternic. Da. Eu am avut senzația că fac la 100 de oameni, da. Acolo. Și a deci, fost peste 400. Da, și a fost extraordinar publicul, frate. Extraordinar, pe cuvântul meu. Deci acum lăsăm la o parte că pula mea, orice om care face spectacole zice a fost extraordinar publicul. Da, nu, a fost minunat. Chiar a fost, oameni care sunt acolo știu că știu ce s-a întâmplat și știu ce energie a fost. A fost foarte, foarte. Da, și mulțumim lui Florin Lazar de la Roy UK Events pentru super organizare.
Deci chiar omul s-a... Mi-a plăcut foarte mult cum avea el microfonul, bă, știi? Bă, dar știi ce am râs, bă? Că l-am văzut la un moment dat că aveau stațiile alea și avea microfonul băgat în mânecă. Bă, am uitat să zic chestia asta. Bă, și am râs că l-am judecat un pic. Zic, bă, Florin, nu trebuia, bă, microfonul. Da. Nu trebuia. Aia e o fantezie de-a lui. Cred că s-a uitat el la filme cu spioni sau cu ceva. Și cu bodyguard. M-a amuzat de mancă capăne, dar l-am judecat un pic. Că vorbea în mânecă. Bă, ce se întâmplă? La... Bă, nu, uite, am ieșit până afară să pun mâncă o țigară. Ok, că eu mă stau un pic pe telefon, pe Facebook. Vorbește la stație, mă. Cum dracu' de și-a pus el microfon aici? Acum, da, mă, da, dar e o chestie din dată de organizare. Cum, cum? Și-a tras firul pe mânecă? Era un microfon băgat în stație și după aceea și-a tras firul pe mânecă? Da. Da, era foarte tare. Da. Ce faci? Sunt la țigară. Ah, ok. Da. Nu, nu-i nicio treabă, că a început spectacolul, doar vreau să știu unde ești. A fost... În regulă, hai că eu o să mai stau pe aici prin ca... A, ești lângă mine. Hai că fața mea. Dăm și mie un foc. Mersi. Mersi mult. A fost într-adevăr organizarea foarte șmecheră, dar ne cerem scuze la oameni că au stat afară. A fost... În cauza Horațiului. A fost Horațiu Mălele cu un spectacol înaintea noastră. Și nu s-a lăsat dus de la, nu știu, a făcut crowd surfing, am înțeles că... S-a aruncat în public? Da, și după aia până l-au pus la loc, îți dai seama, a durat o vreme. Nu știu, mă, nu știu ce a făcut, dar ideea e că noi aveam show anunțat la 5 și la 5 încă nu se eliberase sala, așa? Deci pentru asta ne cerem scuze, dar în rest ca organizare mie mi s-a părut foarte... Da. Foarte ok. Da. Vin. Da. Și hai să și acum, nu știu, nu cred că strică mare lucru, dar voiam să dăm așa și vorba la podcast, că am vorbit cu Florin de Copenhaga și Viena. Viena, în Danemarca a zis că m-ar mai exista să facem Oslo, Copenhaga, să facem, bineînțeles. Viena, da, deci dacă sunt oameni de pe acolo să ne lase niște mesaje, să ne zică dacă sunt interesați, dacă ne aud acum, că s-ar putea să facem și pe acolo. Da. Au venit niște oameni de la Copenhaga, la Londra. Da. Mi s-a părut impresionant până m-am uitat la hartă și foarte aproape. Mi-a sunat, am uitat de Copenhaga. Așa e, am cât pui 3 degete pe hartă. Dar e un tren sau ceva care... E tren, mă, că e apă, canalul Mânecii în partea e peste apă, dar e, nu cred că nu se... Mă, dar poți să vii cu avionul, adică tot e, să iei da, un mă, avion. Dar e, nu cred că e o oră, cred că e cum mergi de la București-Cluj, cam așa e Copenhaga-Londra, nu cred că e o oră. Tot mi se pare. A venit Titus iar? Da. Titus Steel. Hai să vorbim despre Titus Steel. Ok. Păi nu prea l-am văzut, am văzut, știi care e faza? E și nașpa când știi despre un actor de filme porno, că e Titus Steel și cumva asociam numele cu fața. Și după aia nu mă mai puteam uita la filmele porno cu Titus Steel, că mă uitam mai mult la el. Nu înțeleg după aia, asta. Deci, da, nicio, ce... Când am aflat despre acest Titus Steel, da. Că este când actor... Când ai aflat despre Titus Steel? Ce dracu? Oricum după porno. După ce am aflat de porno. Am aflat de Titus Steel că este așa. La un moment dat mă uitasem la niște filme așa. Mă uitam, eu nu mă uit după actrițe, după actori. Eu mă uit după futut și dacă așa. Ideea este că la un moment dat am aflat de acest Titus Steel. Îi știam fața, da? Și după aia dădeam peste niște filme porno în care juca Titus Steel. Eu știind de el, auzind, cumva asociind nume, față și așa mai departe, mă uitam la el, la... Cum joacă, cum fute, cum asta. Că te uita la el cum joacă. Bă, da, mai puțin, nu mai eram atât de interesat de sex și de femeie cum la care mă uitam. Mai mult el. Eram interesat eu de el. Și atunci nu am mai nu fost. Nu e o problemă mai... Titus Steel. La tine e o altă problemă. Că nu, e cu Titus Steel. E o problemă cu Titus Steel. E o problemă cu... Pentru că de asta, eu când aud de o actriță, uite, să zicem că îmi spunea Vio la un moment dat de nu știu ce actriță din filme porno. Când căutam filmul porno cu actrița respectivă, am început să mă uitam foarte mult la față, la ce privire are. Nu mă mai uitam efectiv la chestii care... Ăsta e artist pentru binele lui, mă. Da, știi, e puțin așa. Da, așa sunt. Dar tu ești paradoxal, pentru că tu pe de-o parte ești foarte... Ăsta-s eu.
tu ai nevoie de asta foarte de bază, ai o mândrie de asta că ești nepriceput la un, nu știu eu, bă, cu de asta. Eu să dau o labă, se fute, eu să dau o labă, bună, să aia e. Ei, bună. Deci la nivelul ăsta e foarte dintr-o bucată, e din topor, de la țară. Bă, se futea, da, se dea la papa, că eu să-mi dau o labă, nu mă interesează. Pe și nu, după nu aia vorbesc brusc, așa. Primul nu, dar înăuntru tău așa. Asta e. Smocir la aia din tine. Da. Și după aia brusc sare în partea altă. Dar după au aia venit? Mă uit la joacă, la, mă uit la față, la expresie. Nu mai pot să mă concentrez pe actul animalic al fututului, ci analizez pur și simplu expresia. Bă. Păi ori una, exact, ori alta. Fii atent, exact. Prostiști. Cum te uiți, fii atent, exact cum te uiți, am altă analogie, exact cum te uiți la un film și nu știi că actorul respectiv este Bruce Willis sau un actor care îți place. Și te uiți la el și zici, mamă ce tare e, ce tare e actorul ăsta, mamă ce tare a jucat. Dar după aceea dacă te uiți la următorul film, te uiți pentru că e Bruce Willis și îți place de el și nu te mai uiți deci la un nu, film. Nu înțeleg cum a avut logic în capul ăsta. Ție îți place de Bruce Willis? Nu-mi place, nu. Prima dată deci când e prima oară când vezi un film cu Bruce Willis. Cu Bruce Willis, Willis. Știi, și nu știi, ce-ți place, mi se pare tare. E, al doilea film te uiți pentru că e Bruce Willis. Te uiți acolo, actor Bruce Nimeni Willis. Nimeni nu se uită la un film porno pentru că e Titu Stil în el. Nimeni. Ok, eu când nimeream și vedeam că acolo, e Titu Stil, eram, interesant, pentru Titu că Stil. Pentru că tu ai căutat deci în aia Titu Stil. S-a întâmplat, tot s-a timpul întâmplat. Se întâmplă, dar... Nu mă, dar s-a întâmplat de vreo câteva ori să nimeresc într-un film, să nimeresc un film porno. Meresc într-un film. Dacă eu eram și eu acolo. Dar să nimeresc un film porno și să apară Titu Stil. Și să fie, ăsta e Titu Stil. Asta nu e ăla, asta nu e Titu Stil. Ok, și de ce rămâi ancorat pe asta? Nu mai pot, nu mai pot. De ce? Oricum, la bărbați le arată fața foarte puțin. În la la Titu Stil îi arată. Crede-mă, păi la el este are insistă. Marcel Pavel al filmelor porno. Are buza din jos când futeși. Nu știu ce să zic, Costele. Tu ar trebui să fii băgat într-o tabără de porno. Ar trebui să te duci o săptămână la Năvodari să înveți să consumi porno. La Costelești. E o nebunie în capul tău, mă, asta cu... Da, mă, că te derutează Titu Stil, dacă apare Titu așa Stil... Așa și vreau să mor. Derutat de Titu Stil. Deci, atent. Există câțiva actori de filme porno... Și cai. Doar actori de filme porno. Există câțiva actori de filme porno la care te uiți, adică cauți filme cu ei. Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, Nacho Vidal... Pierre Woodman. Dar nu mai îmi spune cum că după aia o să nimeri. Ah, Pierre Woodman. Și nu o să mă apăt. Da, mă rog, nu cred că ai probleme cu Pierre Woodman. Dar ca idee, sunt câțiva oameni pe care îi cauți. Mai e unul care... Pentru că știi că e într-un fel filmul. Adică sunt oameni care fac treaba într-un fel. Și plus știi că sunt niște actrițe de un anumit fel care joacă cu ei. Jesus, dar la Titu Stil pentru că fute într-un fel? Pentru că le pune să facă niște chestii. Eu de asta spun că ești prea din topor. Eu mă uit acolo să dau labă. Nu-i tati, e un rafinament, băi, eu cred că o să încep să mă uit la filme porno. De ce e un buchet așa. De ce să mă uit la... Deci ce trebuie să urmăresc? Nu trebuie să urmărești nimic. Le pune ce le pune place să facă. Bă, dacă nu vine din tine, nu o face. Rocco Siffredi, de exemplu... Am văzut filme, am văzut Marchizul de Sade. Și am fost oripilat de așa ceva. Mai ales când o pune pe aia, că nici nu... O pune să facă pipi de... Stă, uite așa, și face pipi. Face pipi și el se pișe pe ea și am fost, bă, Rocco Siffredi, mâncața și pula ta. Dar nu e asta, să știi că Rocco Siffredi nu e cu uro. Mamă, Titus s-a pișat pe ăsta. Când l-am văzut la faza aia și erau uite, vezi? Pe peliculă filmul și putea așa. Costel. De ce să strici pelicula pe așa Costel ceva, pe secvențele astea? Ascultă-mă puțin. Uite, exact de faza asta. Rocco, de exemplu, nu le are cu pișatul. Dacă tu ești la filmul, Rocco nu prea le are cu pișatul. Dar în filmul ăsta s-a pișat. Ceea păi ce era un fost... film care nu e făcut de el, nu e producția lui. Că ăștia care sunt mari au producția lor. Siffredi își produce singur filmul. El nu le are cu pișatul, de exemplu. Uite, vezi, dacă ție îți place să vezi unul care se pișe pe alta, nu te uiți la Siffredi că nu le are pe asta. Așa. N-a okay, fost, n-a fost Siffredi de... cu, Rocco Siffredi e cu analul, el e nebun cu analul, da, le da, fute pe toate asta, da, trecem acolo. Are un foot fetish, de are un 30% foot fetish, da, cu că se pișea pe talpa, pe degetele lui așa.
Are 30% are un furtunaș în morții lui. Woodman are și deci, cu Woodman are niște deci, foot fetish. E și shower și grower. Eu știu lucrurile și ăsta e ignorant și el vorbește. Asta e România. Și ține cu două mâini, că avea o chestie de deci femeile când intrau o chestie de pistonare așa. Cu cuim, cu cuim, cu cuim. Asta. Da, 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 la degetul lui când funcționează. De zoom la cât de înduit este degetul lui ăsta. Bă, mâncați aș gura ta, da. Oh my god, iată și mie. Dar să știi că și eu sunt aproape. Au, a fost aici în club? Da. Dar aia nu e Jasmine. A, nu e Jasmine? Nu, nu e Jasmine. Dar nu, e numai... Georgiana Pauranu. Ia dă-mă să văd, să văd dacă e asta. Cristina Nițulescu, așa. Dar nu mai, nu mai sunt împreună? Ba da, dar numai că sunt prieteni cu... Dar numai că aia nu e aia. Da. Aoleu, în fine. Dar degetul este extraordinar. Ce tare. Deci, da, deci degetul, care... dacă ai degetul așa, înseamnă că ce? Că eu, dacă e să ne luăm după asta, uite degetul. Dar încearcă să-l dai peste cap un pic. Nici... Tu nu poți să-l dai peste cap? Nu, nu te poți. Înseamnă că eu m-am uitat la cel mai mult porno. Da. Eu m-am uitat la cel mai mult porno. Nu e adevărat, trebuie să te uiți la foarte mult porno. Și dai seama la cât de mult porno s-a uitat Titu Stil, că el era acolo. Mamă, Doamne, ce tu ești, eu un, sunt ești un îngeraș, eu așa. Sunt varză. Da. Deci, asta e fix chestia de... Asta e fix chestia de click cancan, exact de aia de wowbiz. Da, e află de ceva... cât de bine fuția toate degetul. Bă, bag așa. Deci trebuie băgat așa. Ia cu... Ia, ia cu... Tu nu te mai duci ca țăranul așa. Ia și tu frumos. Ia un scump așa. Te duci ca plăvanul. Fii mi-ar scârbă. Dar nu intri. Câte cupe să văd? Ia și tu frumos să pune așa. Pui în cornet. Pui mai în cornet. Pizdă, mai pui în cornet. Bă, da. Da, mă, deci ți-am zis. Și zepet, fiecare om are filmul lui. Gata, mă duc să văd care e al lui Pierre Woodman, că mi se pare că pe asta îl știu. Pierre Woodman este foarte mult cu Gonzo, este cu semi pro, el face castinguri foarte multe și de asta care par... A, cred că și unul cu mustață. Nu, nu e cu mustață, e, cu mustață. E gras, poros, chel, oribil. Da. Îi moare pula la filmări, eu nu pot să înțeleg asta. De când s-a inventat Viagra, cum poate să-ți moare pula? Ca și că el e producător, regizor și actor în chestiile alea. Deci el se filmează singur, știi, care cam mai se filmează singur când le fute pala. Și îi moare pula la filmări, eu nu pot să înțeleg asta. De când există Viagra, poate cum poți tu la muncă să... Poate să natural, nu vrea, poate nu vrea să ducă... Vrea să țină natural și le fute numai în cur? Da, păi... Nu știu, ați zis. Mie îmi place Woodman din nou, că are așa un stil care îmi place. Mie. Și Rocco la fel. Și Nacho Vidal. Jesus Christ. He's a psycho. Și plus că din nou, e vorba de, e vorba și de femei. Că uite, exemplu și la Rocco și la Pierre Woodman sunt, la Pierre Woodman sunt foarte proaspete. Ăsta nu prea lucrează cu tipe care Noah, sunt... cum ai mai zis? Noah... Nacho Vidal. Nacho Vidal. Nacho... Nacho Vidal e mai... Vidal. Pe clasic așa. Rocco e între, face și clasic și Gonzo și semi-pro. Oh, shit. Mamă, dar e... Asta e a lui? Nu cred că este a lui. Asta dar e o bucată e... foarte mare podcast când trecem și ne uităm la poze. Este... și mai ales la vedete bărbați de porno. Ăsta e Nacho Vidal? Da. Dar nu știu ce te uiți la fața lui. Eu am, eu scu fața. Nu știu ce te uiți la el, că nu e ideea de cum arată el sau ce pula e, să nu știu. E vorba de cum fute și ce fel e produs filmul ăla în care... Mai este James Dean, care nu-mi place, de exemplu. Uite, exemplu. Nu-mi place. James da, Dean nu. Cum fute, adică cum filmează și James ce Dean? James Dean, da. Dar D-E-N. D-E-N. Ăla, de exemplu, nu-mi place. Bă, eu cred că e momentul să încheiem acest... Da, că da, am da, căzut da, într-o... Pe bune promo, asta? Comă da, 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 e foarte... James Dean, da, 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 da. Da. Cu s-a, dacă îmi permite, s-a ridicat foarte pula mult lui. S-a ridicat pe pula lui. E pe pula lui, băiatul James Dean. Băiatul e pe pula lui. Și s-a ridicat mult în ultima vreme. Stare, da. Da, da, da. Interesant. Da, da. Mă apuc. Mă apuc serios de porno. Păi trebuie să știi. Hai că 22-37. În compania noastră nu mai poți să... Gata, nu mai accepta nivelul ăsta. Gata, frate. Da? Gata. Ăsta e episodul. Cât e, Alex Mocanu? Ce episod? 73. 73. De joi, nu?
Ne vedem. Da, dar nu, da, cine vrea să vină joi, să sune de luni încolo. Da. Adică, na, căcat, azi e luni. Să sune la 0733 500 301. Incredibil. Și să spună parola v-ați stricat. Parola este v-ați stricat. Dacă nu ții parola v-ați stricat, nu le faci rezervare. Ok. Și biletul? Nu este. Serios? Mișto. Nu mai poți să dă asta așa.